Datorită frumuseții împrejurimilor este una dintre cărțile de vizită ale Moldovei. Druitoarea veche din raionul Râșcani ademenește turiștii nu doar prin stânciile calcaroase, dar și prin grotele de diferite mărimi. Sub aceste toltre de piatră au fost găsite fosile ale mai multor animale, printre care și ursul de peșteră, cel mai preistoric animal care a populat această regiune. Potrivit savanților, acesta ar fi avut o înălțime de 3 metri și o greutate de o tonă. Grota din Druitoarea Veche este o așezare din epoca de piatră și constă din 3 încăperi, cu lungimea totală de 49 de metri și lățimea de la 5 până la 9 metri. Aici au fost descoperite fosile ale circa 90 de animale. Ea face parte din reciful coralier Prutului de Mijloc. Reciful are o lungime de peste 205 km, între care circa 180 pe teritoriul Republicii Moldova, iar restul pe teritoriul Ucrainei. În urma săpăturilor au fost depistate 4 niveluri culturale diferite, cel mai tânăr fiind la adâncimea de 60 cm, iar ultimul, cel mai adânc, fiind la 2,50 m, unde au fost găsit oasele ursului de peșteră. Peștera din Druitoarea Veche se află deasupra satului, la o înălțime de 33 de metri, fiind un loc ideal pentru cei care practică alpinismul. Классно оценивают, что палеонтологический памятник, правильно у нас? А мы занимаемся здесь скалолазом, болдерингом, вот у нас есть страховочные маты. Я здесь уже, не знаю, четвертый раз. În 2004, tatăl Danielei Gonciar a descoperit în apropiere de grotă fosilele unui mamut. După o ploaie mare, tatăl meu mergea cu vițelul sub stâncă, l-a dus și l-a văzut, mergea pe o răpușoară așa mai... care a fost spălată de ape. Și a văzut ceva ieșit din comun, deci ca o piatră, dar nu era piatră, parcă ar fi fost un fier de fierguri, cum ar fi, de un animal ceva mai mare. Apoi am fost acolo, ne-am uitat câteva persoane, am văzut că e ceva deosebit. O parte din exponatele descoperite în grotă au fost expuse în muzeul din localitate. Pe lângă dintele de mamut, care cântărește în jur de 5 kg, aici puteți vedea și fosile de rinocer lânos și de cerb gigantic. Fondul de rezervă al muzeului constituie peste 1000 de exemplare. Un mamut ajungea până la 6 tone. Doar suprafața unui picior era 50-60 cm. Vă dați seama acest animal. După înălțime era la înălțimea unui A4 înălțim de om. Rinocerul nos avea până la 3 toni și 3 toni lungimea corpului. Și cornul ăsta care îl avea în față avea la 80 cm. Cerbul gigantic avea coarnele la distanța de capetele coarnelor era la distanța de 4 metri. Sătenii spun că localitatea Druitoarea Veche dispune de un mare potențial turistic, care însă nu este pe deplin valorificat. Altă ieșire nu e din situație. În ziua de azi, foarte mulți oameni din sat pleacă. Adică nu au un lucru oarecare, dar aici este o zonă turistică care s-ar putea dezvolta oamenii acasă, poate să aibă un câștig. Ne vizitează chiar foarte mulți turiști în ultimul timp, care ar putea să aducă foarte mult venit. Vine cu niște motocicle mari, merg și sunt așa și pe apă, merg cu motociclele venit și merg. Dar drumul nu-i bun deloc. Vin din tătrânitate raioanele vin. Dacă vă duceți amul de pildă, duceți acolo și e mâine seară vin. În satul Druitoarea Veche locuiesc peste 400 de oameni.